Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că dorește începerea din această toamnă a proiectului Masă Sănătoasă în școli. Este vorba despre un program național în cadrul căruia elevii din mediul rural vor beneficia de o nouă masă sănătoasă în timpul școlii, pe lângă cea caldă oferită deja. Totodată, ministrul vrea să fie implementat și un program pentru învățare remedială în regim de voluntariat pentru întreaga familie a elevului. Începând cu viitorul an școlar, în tot sistemul de învățământ preuniversitar se va derula programul Masă Sănătoasă în școli. Prioritare vor fi unitățile de învățământ cu vulnerabilitate mare și medie din perspectiva abandonului școlar. Potrivit ministrului Educației, programul Masă Sănătoasă în școli va fi implementat în parteneriat de Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii, având surse de finanțare asigurate din bugetul național, fonduri externe nerambursabile și rambursabile, a declarat Sorin Câmpeanu. În județul Mehedinți au fost identificate câteva școli care se încadrează în criteriile cerute. Au fost selectate și trimise la Ministerul Educației 5 școli din județul Mehedinți pentru a se implementa acest lucru. Într-adevăr, mai este un program, dar este în viitor. Este noua lege a educației privind elevii defavorizați. Să ne spuneți, care sunt cele 5 școli din Mehedinți? Cele 5 școli din Mehedinți. Se va oferi o masă caldă copiilor la prânz și, într-adevăr, se va vedea meniul să fie cât mai sănătos și cu produse locale. Un alt program dorit în școlile din Mehedinți este și cel de învățare remedială. Programul remedial s-a derulat la nivelul județului Mehedinți în 30 de localități. Este vorba despre recuperarea materiei pe care elevii au pierdut-o în perioada de pandemie, când cursurile s-au desfășurat preponderent în sistem online. În momentul de față mai sunt 5 școli care au derulat această activitate remedială în lunile iulie și august. Totodată, începând din septembrie 2022, Ministerul Educației va introduce în planul de învățământ disciplina Educație pentru Viață.